data de 11 noiembrie, în municipiul Chișinău, pe strada Uzilor Nou, într-un depozit s-a produs un incendiu. Asemenea incendii în ultimii 40 de ani în Republica Moldova nu a fost înregistrat. A fost un incendiu complex și am avut o intervenție extrem de dificilă, deoarece suprafața totală a arderii era de mai mare de 4.000 de metri pătrați. A fost posibil de intervenit de la sol, dar incendiu s-a produs la înălțime de 20 și ceva de metri. Nu a fost posibil de utilizat toată tehnica care o avem în dotare, în afară de scări și acele autospeciale din model MAN care recent au fost procurate, dar care acționau sau interveneau de la sol. Depozitele erau supraîncărcate cu marfă, ceea ce nu a fost posibil de intervenit din interior și mulți factori care au determinat ca incendiul să fie stins abia peste 26 de ore. Sperăm, deci, că toți proprietarii de construcții similare de depozite, în special acum în ajun de anul nou, fiindcă acolo materialele plastice erau jucării de anul nou, brazi, etc., desigur și alte lucruri care se depozitau, deci să aibă grijă și un control riguros asupra acestor proces de depozitare. De fapt, el tot timpul a avut loc, dar încă o dată, de acum, cred că nimeni nu o să se mai supere dacă vor fi aceste controle inopinate, cum am făcut-o și în alte cazuri.